Florine, bine a venit alături de fete, bună dimineața! Neața, băieți! Florine, neața, ce tuturor. Facem astăzi? Astăzi vom face un set de exerciții cu fitball. Fitball? Exact, este un accesoriu pe care oamenii îl folosesc atât în sala de fitness, cât și copiii îl folosesc acasă. De ce? Pentru că, după cum vedeți, pare destul de atractiv și pentru ei la început este o joacă, dar astăzi vom arăta cum ar trebui să-l folosească oamenii în sala de fitness, dar și acasă, bineînțeles. Iată, iată. Mulțumim, Florine. Bine, fetelor. Hai. Vreau să ne așezăm pe spate culcat. Brațele ușor diagonal. Bun. Ridicăm bazinul sus, întindem un picior spre verticală, revenim cu bazinul jos și ușor și cu celălalt. Acolo. Încerc să mențin mingea în aceeași poziție, da? Mențin echilibru. Din brațele așezate pe lateral, acolo. Și împing ușor vârful spre tavan. Foarte bine. Ridic și bazinul. Acolo. Abdomenul controlat. Inspir și expir. Haide. Sus. Foarte bine. Și. Hop. Bun. Și. Sus. Și ultima repetare. Sus. Ok. Așezăm așa. Gambele le așezăm pe minge. Bazinul îl păstrăm sus. Acolo. Flexăm genunchii. Ușor revin, dar nu mai așez bazinul jos, da? Hai, foarte bine. Păstrez femuralii, adică partea din spatea piciorului în contracție în permanență, da? Acolo, țin brațele depărtate, inspir și expir. Acolo, bazinul sus, hai, hop, foarte bine. Și sus, ok, hai. Sus și ultima repetare, sus, bun. Respirăm, așezăm bazinul, prindem mingea cu picioarele. Acolo, las brațele la ureche. Hai să ridicăm mingea sus. Prindem cu brațele. Ușor revin. Hai, ușor revin pe spate. Sus, prind mingea cu picioarele. Nu ridica trunchiul atât de mult. Lasă exact, lasă spatele lipit. Adică partea de jos, da? A coloanei. Sus, foarte bine. Și revin, și iar. Sus, acolo, prind cu picioarele. Bun, și sus, hai. Hop. Și revin. Foarte bine, hai. Sus, acolo, ușor pe spate. Și sus, acolo. Lucrezi și partea inferioară și partea superioară a abdomenului. Ultima repetare, haide. Sus, bun. Și ușor ne răsucim cu fața spre saltea, spre minge, da? Bun. Vreau așa, să mergem spre înainte. Acolo. Așezăm abdomenul pe minge, abdomenul, da? Brațele ușor depărtate, genunchii ușor flexați, lasă greutatea pe minge, ușor ridic, călcâi, ușor revin. Și iar sus, acolo, și ușor revin. Hai, sus, acolo, și ușor revin. Hai, păstrezi genunchii flexați, acolo, hai, sus, încă. Inspir și expir, nu întind piciorul, păstrezi genunchiul flexat, foarte bine. Hai, și hop, și ultima repetare. Haide, sus, bun. Mergem un pic mai în față, așezăm coapsele pe minge, păstrez brațele depărtate, răsucesc bazinul pe o parte, ușor revin, țin picioarele apropiate, la fel pe partea cealaltă. Răsucește bazinul. Acolo, și pe o parte, bun, și hop, foarte bine. Hai, Flavia, hai. Acolo, și ține picioarele mai apropiate. Acolo și revin și hop. Hai fetelor, hai încă. Acolo și ultima repetare. Hop. Foarte bine. Revenim spre înapoi. Păstrezi genunchii flexați. Hai, aproape de minge. Merg spre înainte, mult, cu brațele. Hai, înaintează.